Bun găsit, sunt Cătălin Corea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. O femeie a decedat, iar alta a ajuns la spital după ce ambele au fost pulberate de o mașină. Accidentul îngrozitor s-a produs la Ciorescu. Poliția spune că victimele traversau strada regulamentar atunci când au fost lovite în plin. Nu este clar deocamdată din ce cauză s-a produs tragedia. Acest lucru urmează a fi stabilit de oamenii legii care au inițiat o anchetă penală. Tragedia s-a produs aseară la intrare în comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Imediat după producerea accidentului rutier, la fața locului au fost chemate echipele de intervenție. La fața locului, polițiștii au stabilit că automobilul Fiat, ce era condus de bărbat de 74 de ani, a tamponat două femei ce traversau strada regulamentar pe trecerea de pietoni. În urma impactului, una de femei de 79 de ani, în urma traumelor primite, a decedat la locul accidentului, iar a doua femeie de 73 de ani a fost imediat preluată de către un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat la alcoolemie, iar rezultatul a arătat că acesta nu se afla în stare de ebrietate. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, iar șoferul este cercetat penal în stare de libertate. Un alt accident cu tremurător s-a produs după miezul nopții la Căușeni. Un tânăr a murit pe patul de spital după ce s-a izbit cu mașina într-un copac, automobilul fiind cuprins de flăcări. Pompierii au reușit să-l scoată dintre fiare, însă traumele suferite erau incompatibile cu viața. Poliția din Căușeni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier în localitatea Grigorievka. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit că un tânăr de 26 de ani, conducând automobilul de marca Chevrolet pe direcție spre municipiul Chișinău, nu s-a isprăvit cu conducerea mijlocului de transport, a derapat de pe traseu tamponându-se violent într-un copac. În urma impactului, autoturismul a luat foc, fiind necesară intervenția salvatorilor, care au descarcerat bărbatul, ulterior fiind transportat la Spitalul Raional Căușeni, în stare inconștientă, și care la scurt timp s-a stins. Cazul este înregistrat și documentat de către polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Igor Dodon rămâne în continuare în libertate și are voie să cutreiere țara după pofte. Magistrații Curții Supreme de Justiție au respins recursul procurorilor care au insistat să-l întoarcă pe Dodon în arest la domiciliu. Fostul șef de stat a fost eliberat sub control judiciar acum 8 zile. Vă știți, я готов к любому сценарию. И так, издаваться не намерен. Вам вот семь дней назад меня отпустили из домашнего ареста, я никуда не убежал, я здесь, я с вами. În presă au apărut informații precum că Igor Dodon ar fi comunicat cu un general din serviciile secrete ruse, Dmitri Miliutin, prin Igor Ceaica, fiul fostului procuror general al Rusiei. Cel puțin asta se arată într-o investigație făcută de publicația Hodorkovsky Live, potrivit căreia pentru propaganda rusească în țara noastră, Dodon ar fi primit peste 6 milioane de lei prin intermediul asociației de business pe care a creat-o cu Ceaica anul trecut. Dodon respinge acuzațiile și neagă că ar fi primit bani de la ruși. A fost o investigație de la jurnaliștii ruși Hodorkovsky. Eu peste 3 minute am judecat. Au spus că dumneavoastră primeți bani pentru lauda rușilor. Niciodată așa ceva nu a fost, dacă vă referiți la Uniunea de Afaceri Moldo-Rusă. Dacă vă referiți la Uniunea de Afaceri Moldo-Rusă, înregistrată oficial în Republica Moldova, care era inclusiv susținută și de fondatorul acestei uniuni de Delavaia Rusie, care legal a finanțat această uniune, și care în decurs doar de câteva luni a plătit impozite la stat de peste 1 milion de lei. Întrebați-i, vă rog, pe cei din NGO-uri, USAID și mai departe, care nu plătesc niciun leu în buget de stat. Din banii care vin aici să duc tot felul de coffee break. Mai discutăm bani de la ei sau nu? Nu, mai discutăm după, bine? Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai, fiind primul șef de stat din țara noastră, judecat pentru infracțiune comisă în timpul mandatului. El este învinuit de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și finanțarea Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală. Acesta pledează nevinovat și susține că dosarele pe numele său ar fi o comandă politică.
Un recidivist din capitală a ajuns din nou pe mâna poliției pentru ce a jefuit două femei în plină stradă. În cadrul audierilor, individul în vârstă de 37 de ani și-a recunoscut vina. За что тебя задержали в инспектора по дисчекану? На прошлой неделе украл у женщины сумку. И пару дней назад у мужчины тоже украл сумку. Признаешь свою вину? Да. Potrivit poliției, suspectul le-a furat femeilor gențile în care se aflau bani, acte și telefoane mobile, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 20.000 de lei. În cadrul documentării, oamenii legii au stabilit că anterior bărbatul a fost judecat pentru furt, jaf și șantaj. Acum, în privința lui, a fost eliberat un mandat de arest pe un termen de 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să revină în detenție pentru următorii 7 ani. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!